crezi, Vasile? Astăzi sunt cu ăsta. Cam așa arată. Bine, mai are el niște lucruri din astea lipsă, dar în rest n-ai treabă cu el, are cablu, e bun, are număr, are far, service farurile, are tot ce trebuie. Se deschide pe lateral, bineînțeles, are roți și oglindă din asta care mă ajută foarte mult. Hello! Problema lui este că e fisurat ăsta și e o problemă. Cred că și asta funcționează. Cam așa arată. Nu știu cât duce. 12 tone, 13, 48, 56, habar n-am, nu mă întreba. 1527, adică 15 kg. Ideea este că arată un pic diferit cu modul meu de lucru, ca să zic așa. Ca să-ți faci o idee, trebuie să închid asta. Nu trebuie să merg foarte departe decât până la Vatra Dornei. Știi care e partea bună? Că o să vină ploaia și mă apără de ploaie, nene. Avantaj eu. Are oglinzi, are cam aproape tot ce-i trebuie, numai că mediul este un pic diferit decât al meu. Ăla de acolo, spătarul, coboară. Teoretic, sper că și practic. Ăsta de aici la fel. Și coboară chestia asta jos, știi? Numai că nu are și din ăla de încălzire pe aici. E un pic mocicoș, dar nu. Momentan asta este până mergem spre alte lumi. Are scotch, e bine, știi? Bine că este scotch. Apa aia mea, are volan, cam tot ce-i trebuie. No, zic să mergem la drum. Punem aici. Ăsta nu-mi trebuie. Ba da, ăsta-mi trebuie. Și ăsta la... are cotiere. Ce mai vrei? E ca o mașină aproape. Să punem aici drive și să încerc să ies de aici. E un fel de, cum să zic, ca un 7,5. Așa. Nu te dai un pic pe banda alaltă. Mulțumesc. Ești foarte de treabă. Hop, hop. Este, în schimb, foarte fâșneț, ca să zic așa. Numai că mai are el o chestie, știi? Hai că ți-arăt imediat. Volanul cam așa pot să-l ții drept, știi? E, n-ar fi o chestie, că mai bine îi punea două din alea ca manșă de avion, știi? Și făcea așa cu el. Cred că era o chestie mult mai practică. No, am reușit în primii 14 km să pot să-l țin pe drum. Cu siguranță că voi mai reuși asta. Încă 14 și încă 14. Ia să vedem aici. A, e ok, mă, cum să nu. În schimb, este același bord, ca să zic, e același sistem. Pare destul de fâșneț, ca să zic așa. Are ceva greutate pe el, n-aș putea spune că nu ar fi. Hai să-l lăsăm ușor. Ideea care este că vreau să mă învăț un pic cu el și înainte să ies din curte, l-am luat, l-am dus, l-am frânat un pic, l-am accelerat. Ideea e că trebuie să mă învăț cu mașinăria asta, chiar dacă este mai mic decât camionul care îl conduc. Eu de fiecare dată zic, orice mașină o iei, pentru prima oară, mică, mare, n-are importanță, trebuie mai întâi să te obișnuiești cu ea. Am făcut de două ori așa stânga-dreapta, cam să văd de ce se întâmplă, știi, cum se mișcă, cum se înclină la frână iarăși. Pentru că trebuie să controlez mediul ăsta, chiar dacă mie nu-mi place sau nu este pe placul meu această mașină, eu trebuie să o controlez. Și cred că o să o controlez. E bine că am hârtie din asta albă aici. Probabil că o să-mi trebuiască. Mi-am luat o șervețele, dar mă rog. Popa.
No, se mai duce el un pic spre stânga. Asta e. Cred că e învățat mai mult spre stânga. Bă, dar ce tare se aude de acolo. Ca și antifonare, nu-i ce trebuie din punctul meu de vedere, ca să zic. Dar în schimb, funcționează, merge. Sper să fie totul în regulă și să ajung cum trebuie cu el. Hola, chapitos! N-am stație. Băi, ce mă enervează ăștia care... Mă deranjează ăștia care dor cu mâinile așa, frate. Bă, cum să dor așa cu mâinile? You are so dead. Hai că parcă șterge. Cred că de la ploaie e o problemă. Poate plouă cu ceva ulei, știi? Și de asta se vede așa. Cine știe? Am 19 minute de când patrulesc, chiar 20. Hop, ușor aici. Mai încetoți. Ok, l-am eliberat și dăm să meargă. Hop, hop, hop. E treabă serioasă, mă. E la fel ca un 3 jumate din ăsta. Nu se schimbă chiar foarte mult lucrurile, ca să zic așa. Becurile s-a prins, mă, da. I-a prins check engine-ul ăla. Nu știu de ce. Da, nu-i problemă. Ia uite-l. E ca o barcă, așa, e foarte maleabil, ca să zic. Trebuie să fiu destul de atent, pentru că la interior am două rastele cu tâmplărie și sticlă. Adică sticla în tâmplărie, ca un geam normal, ca să zic. Zone tech solar. N-ai să crezi. Bă, dar ce se tot aude așa, parcă se izbește ceva, nu știu ce. Fii închisă ușa aia, mă gândesc că e închisă, nu? Dar nici l-am deschis. Da, o închisă. Hop, hop, ușor aici, Vasile. N-are stație mașina asta. Probabil că mă gândesc că nici n-ai de ce să iei stație, că n-are rost. Mergem așa încetuț, cătinel, cu treabă bună până la Budapesta. Nu, mă, că la Vatra Dornei merg, ce-ai? Bine că nu trebuie să merg pe la Iași, pe la Suceava, pe undeva, știi? Să lăsăm un pic mai încet aici. Văd că răspunde foarte repede retarderul. Mai că trebuie să merg un pic mai spre dreapta. Păi volanul ăsta, uite-te la el, Vasile, el așa trebuie să stea drept. Uite, acum e drept. Merge drept mașina. Cred că ăștia de la Mercedes l-au montat greșit, probabil, știi? E posibil. Cine știe. Bă, aici e ceva fum, frate. Știi ce mi-ar fi plăcut la asta? Să fie avut și remorcă. Cred că mi-ar fi plăcut mai mult. Serios. Poți să-i agăți. Hai că m-am dat eu ușor în dreapta aici, poți să te bagi tu dacă vrei. Păi ori te bagi, ori nu te bagi. Nu e ok să faci asta, frate. Te-ai băgat, bagă-te. Te-ai dus, i-ai dat a patra, ai trecut pe lângă mine ca Spiri Gonzales. Nu stai acolo. Păi nu e ok, pentru că ne incomodăm unul pe altul. Avea loc să treacă, vezi de treabă. Hai, mă. Uite, mă, că merge. Ideea, știi care e? Că nu mă rog de el să meargă. Ăsta chiar merge. Serios.
Ana, ce faină e Skoda asta, frate. Tu l-ai vetă. Mamă, ce frumoasă e. No, bun. Mai încet vreau. Cam așa. Și ce-mi place la mașina asta? Oglinzile îmi plac. Că nu au margine din aia mare, știi? Mamă, dar ce mult se durează asta. Trece peste verde, știi? Ia fii atent. A, nu, la verde se oprește. Și la econom. Ia pe automat. Tot așa schimbă. Mergem așa, cătinel, cătinel, că e vreme. E de vreme, e abia 16:40. E ok.